Dezbatem în continuare subiectul cu David Maxim, fost luptător în armata izraeliană, aflat în platoul știrilor pe 1. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Vedem cum criza din Orientul Mijlociu ia amploare și știm că totul a pornit după ce acele pagere au bubuit, am văzut că au fost și victime. Ce se întâmplă acolo? Pentru că pare că e totul scăpat de sub control. Um... Nu, există un control asupra ceea ce se întâmplă și tocmai pentru că mi-aduceam aminte, uh, ideea uh, introducerii explozivilor în uh, pegere vine de la o doamnă ofițer de informații care nu are încă 30 de, ani, 30 de ani împliniți. Deci vedeți, noastră, de, de unde vin ideile geniale. Uh, pentru că a fost o idee genială, a lovit fix doar în luptătorii Hezbollah. n-a lovit în nimeni altcineva, nu există victime colaterale, atâta vreme cât te afli aproape de un pager, Hezbollah, e o țintă. Știe exact ce, va, ce se va întâmpla. Și la fel cum această idee genială a fost pusă în practică, a durat vreo 2 ani ca să fie pusă în practică, nu e ceva nou, s-a lucrat foarte mult la asta, există și alte idei. Și există și alte metode prin care Hezbollah va, va continua să fie lovit. Ceea ce vedem acum, dacă putem să încercăm să ne referim de cuvinte, dar este încă un război. Este un al doilea front pe care Israelul trebuie să-l suporte, un front pe... și un război pe care Israelul nu și l-a dorit. Să ne aducem aminte că Hezbollah a început, odată cu 7 octombrie, în aceeași zi, a început să bombardeze Israelul, realindu se la cauza uh, uh, Hamasului. Și de atunci, de 11 luni, bombardează Israelul în continuu, având parte de niște răspunsuri care până acum erau cam uh, dictate de ceea ce se întâmplă. Trăgeau ei puțin, Israelul trăgea puțin, în sfârșit. Dar asta a dus la evacuarea întregii zonei de nord a Israelului. Și aici intervine controlul, pentru că Israelul și-a controlat foarte bine populația, evacuând 5 km în sud de graniță, evacuând orașe cum este Chiriaș Mona, care în mod normal are 25.000 de locuitori. Astăzi mai sunt înăuntru, în, în acest oraș mai puțin de 1.000 și orașul este bombardat de Hizbala. Deci nu se putea aștepta cineva ca nordul Israelului să fie bombardat non-stop și Israelul să nu răspundă niciodată. Încă o dată, această agresiune a venit total neprovocat. Israelul nu a tras, nu a făcut nimic împotriva Hizbala. Ei, pur și simplu, și-au cerut Acestă, această, luptă. Ei, acum o primesc. Ceea ce vedem acum este doar un început, un început al luptelor. Și știți noastră că niciodată marile obuze nu se trag la începutul luptei. Ceea ce vedem acum este o viteză israeliană de a lovi cât mai multe depozite de armament. Și aici intervine ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Anunțul acela lansat și de către armată, prin telefoane, prin SMS-uri, prin, prin, stațiile, prin încărcarea în stațiile de radio libaneze, în care li se spune locuitorilor sudului Libanului, cei care se află lângă depozite de arme Hezbollah să plece de acolo ca să-și salveze viața și să salveze familiile. Mai mult decât să-i avertizez că urmează să fie loviți. Nu știu ce s-ar putea face. Aceste depozite sunt lovite și vedeți în foarte multe videouri care prezintă ca și cel pe care îl vedem acum. Vedeți exploziile secundare. Acestea sunt rachetele din depozit care explodează în urma atacului. Și atunci înțelegem că nu sunt atacuri trase degeaba. Au absolut un scop. Israelul a avut 16 ani de la războiul Liban 2, să se pregătească pentru această acțiune și vedem organizarea, vedem că știu exact unde sunt, unde sunt depozitele, vedem că știu exact unde să lovească. Este, o, este un control al situației. Acum așteptăm să vedem ce va face Hezbollah, care nu ne arată nici pe departe capacitatea sa totală. Deci să nu credem că uh, cele 100, 100 și ceva, 1000 și ceva de rachete trimise pe zi este tot ce poate fi, uh, face izbala. Nu, pot face mult mai mult de atât. Linia de demarcație între un război total sau această acțiune de curățare a sudului Libanului va fi atacul spre orașele mari. ne uităm mari. la anunțul făcut de Pentagon ieri, Statele Unite trimit un număr mic de trupe suplimentare în Orientul Mijlociu, având în vedere escaladarea tensiunilor dintre uh, Israel și această grupare Hezbollah. Uh, își permite în aceste momente Israelul să aibă uh, două fronturi de război? Își permite. Dacă e să, cont, să numărăm fronturile pe care le are, adunând și Huti, uh, și Iracul și uh, Judea, și Samaria, avem deja opt fronturi pe care Israel luptă. Și vreau să vă spun că armata israeliană este antrenată să lupte pe mai mult de atât. Pentru că istoria ne-a învățat că atunci când un atac al unei țări arabe uh, apare asupra Israelului, nu este singur. În general se realiază și alții. Și de aceea Israelul este învățat să intre într-o carapace de apărare și să facă fața a mai multor fronturi odată. Deci nu sperie pe nimeni acest... în Israel cel puțin, nu sperie mai mult decât ar trebui sau nu îngrozește ideea unui război în, în sudul Libanului. Ceea ce se cere doar este directive clare, precise, scopuri bine definite ale acestui război și... Poporul se va ralia, va intra în. va face ceea ce trebuie. Dacă va fi nevoie de o intrare terestră, sau dacă nu, se va, se va face. Lumea va accepta asta. Care, care va fi? Sau care este scopul final? Pentru că știm că Benjamin Netanyahu a anunțat tot timpul că războiul se va opri când era vorba despre Hamas, desigur, în momentul în care toți liderii Hamas vor fi uciși. În cazul acesta, care este momentul care ar putea pune punct acestor escaladări? Vă mulțumesc pentru, pentru întrebare. Țintă acestui război definit, așa cum a fost definită de Bibi, de Bibi Netanyahu, este readucerea liniștii în zona de nord, ceea ce nu este o țintă militară, nu este o țintă care dă niște directive militare, ci doar recuperarea liniștii sau obținerea liniștii în zona de nord a Israelului, ceea ce este țintă la care se poate ajunge prin procese diplomatice cu Libanul nu este neapărat o țintă militară. Nu este ca în cazul Hamasului distrugerea unei organizații teroriste. Nu aceasta este ținta războiului. Nu distrugerea Hizbala este ținta războiului. Ci pur și simplu liniștirea zonei de, zonei de nord, în așa fel încât cei 60.000 de locuitori dislocați să se poată întoarce, dislocați de un an, să se poată întoarce la casele lor. Cum se va întâmpla asta? Există două variante. Varianta militară, varianta dură pe care o vedem astăzi și pe care, și vom vedea din ce în ce mai puternic și varianta politică în care uh, organizații internaționale, Libanul în primul rând, își va asuma responsabilitatea de stat suveran asupra acestei zone de uh, sud în care Hezbollah s-a întins ca o, uh, ca o, ca o lipitoare. Și își va exercita drepturile de stat. Deci, în clipa în care aceste bombardamente din zona de nord asupra Israelului vor înceta, și această acțiune va înceta, este clar. Și, în opinia dumneavoastră, cum vedeți, din punct de vedere financiar, toată această luptă? A doua întrebare pentru care trebuie să vă mulțumesc este un efort enorm pentru Israel. Un efort enorm, dar având în vedere varianta cealaltă, înțelegem necesitatea. Este un război de existență. Pentru Israel acesta este un război de existență. Apropo, de, ca să vă dau un exemplu, există bărbați și femei în Israel care sunt concentrați, au făcut anul trecut între 115 și 220 de zile de concentrare. Nu sunt soldați de carieră în Israel, nu există, sunt foarte puțini soldați de carieră. Sunt oameni care trăiesc din cu totul și cu toate alte meserii. Vă dați seama ce înseamnă că unul dintre cei doi soți sau amândoi să lipsească de acasă pentru 150-200 de zile pe an, pentru că sunt chemați la drapel. Este prima implicație. A doua implicație economică, economic vorbind. Afacerile care sunt în Israel suferă. Angajatorii care au parte din efective, din, efective, din angajați, plecați în concentrare. Și aceasta suferă. Cheltuielile statului sunt enorme. Gândiți-vă numai cât costă să poți să muți etaje întregi de spital în subsoluri. Cât costă să muți populația, să asiguri, să asiguri supermarketurile deschise în orașe. Este un efort. Enorm, dar merită. Mai avem un singur minut și vă rog un răspuns pe scurt. Credeți că mai există în aceste momente variante de negociere între Israel și uh, cei cu care se află în război? Hamas, Hezbollah? Întotdeauna trebuie să sperăm spre mai bine. Dar vedem că în ziua 345 a acestui război cu 101 de ostateci ținuți în Gaza nu există nicio cale de comunicare cu Hamas. Pentru că nu și-o doresc. Ei, nu au nevoie, ei au nevoie de ostateci, nu de înțelegeri. Hezbollah nu are nevoie de înțelegere. are nevoie de sudul Libanului, de a cuceri sudul Libanului așa cum au vrut când acei 15, acele 15 căpeteni au fost uh, uh, rase. Asta își doresc ei. Ei nu își doresc un, un, acord. Asta ne dorim noi. Asta vedem noi ca fiind un sfârșit. Forța brută, Hamas și Hezbollah își doresc distrugerea Israelului, așa cum au în carta lor, în carta fiecare organ dintre cele două organizații. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. David Maxim în platoul știrilor B1.